E o bucurie să fim împreună dimineața asta. And to be able to worship the Lord together. Și să ne putem închina Domnului împreună. I may not understand all of the words that you say. N-am înțeles toate cuvintele care ați spus în adunare. But I do know who you are singing to. Dar știu cui ați cântat și ați făcut lucrare. And I know that God's Spirit is the same no matter what language. Și știu că Duhul Domnului este la fel, nu contează în ce limbă vorbim. And it's been an awesome experience for my family and I. Și o experiență extraordinară pentru mine și familia mea. Coming from America, coming to a new country. Să venim din America într-o țară nouă. And to realize, which I knew before, but to realize that God is the same everywhere. Și să realizez ceea ce știam, dar iar fel să înțelegi că Dumnezeu e la fel peste tot. That he has all power over all the world. El are toată puterea în toată lumea. And it is such a pleasure to see you worship. Și așa plăcere să vă văd și să ne închinăm împreună. In spirit and in truth. În Duh și în adevăr. My family and I have been in Romania about 2 years. Eu și familia mea venim în România de mai bine de 2 ani. And we have thoroughly enjoyed our time here. Să ne bucurăm de timpul nostru aici. You have an absolutely beautiful country. Aveți o țară frumoasă. And absolutely beautiful people. Și oameni frumoși. It's just been a great privilege. E un mare privilegiu pentru noi. And I'm going to talk this morning about the love of God. În dimineața aceasta aș vrea să ne uităm la cuvânt și să vorbim despre dragostea lui Dumnezeu. You want to read Ephesians, the book of Ephesians, chapter 3. Efeseni, capitolul 3, cuvântul Domnului. Să citim cuvântul Domnului. Efeseni, capitolul 3, versetul 14. Hai să ne ridicăm, vreau să vedem un timp cuvântul ăsta. Iată de ce zic, îmi plâng genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie din ceruri, de pe pământ, și în loc a potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în puterea prin Harul Lui, în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți Sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Amin. Amin. Cu vă mulțumim. Each of us understand to a point what love is. Fiecare dintre noi înțelegem până la un moment ce este dragostea. You love your parents, you love your children, îți iubești părinții, îți iubești copiii, love your spouse or îți iubești someone around you. Ortacul. And our love can only go so far. Și dragostea noastră poate să meargă atât de departe. We love like I love my daughter and I would die for her. De exemplu, eu iubesc fiica mea și aș fi gata să mor în locul ei. To protect her. Să o protejez, de exemplu, într-o situație, aș fi gata să mor în locul ei. And that's a love of a father. Și asta e dragostea unui tată. But when we think about love, God's love is so much bigger than that. Dar când ne gândim la dragostea lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că dragostea lui e mult mai mare decât dragostea noastră. His love has been shown to us in Jesus Christ. Dragostea lui ne-a fost arătată nouă în Domnul Iisus Hristos. When he died on the cross, he showed that he loved us. Când a murit pe cruce, ne-a arătat că ne iubește. And Paul is writing to the church here at Ephesus. Pavel scria bisericii din Efes. He's trying to encourage them. Și încerca să îi încurajeze. And he's trying to remind them of how și să le aduc aminte how great God's love really is. De cât de mare e dragostea lui. Over the past year, my daughter's been doing school and she's been studying geometry. În ultimul an, fata mea e la liceu și studiază geometrie. And in that, and I'm sure you have it here, you measure. Știu că și dumneavoastră aveți la fel aici. You will measure the width of something and the length of something. Și în geometrie, trebuie să măsori lungimea sau lățimea anumitor lucruri. And how high it is. How deep it is. Când de adânc merge lucrul acela. And so we learn those formulas. Și noi învățăm acele formule în geometrie. And Paul is writing here and using
somewhat a form of geometry. Pavel scrie aici în biserică și scrie într-un fel de geometrie. He said, I want you to understand. Vreau ca voi să înțelegeți. Understand the love of God. Dragostea lui Dumnezeu. And think about it this morning. I want us to compare these. Vreau să ne gândim în dimineața asta să comparăm aceste gânduri. How wide is God's love? Cât de lată e dragostea lui Dumnezeu? As I said a moment ago, așa cum am spus mai devreme, God is God over the entire world. Dumnezeu este Dumnezeul întregii lumi. So whether I live in America, fie că locuiesc în America, you live in Romania, în România, you may live in some other part of Europe or the Middle East. Poți să lucrezi sau să lucrezi în alte părți din Europa. God's love is there. Dragostea lui Dumnezeu este acolo. And His love is there to reach out to people. Și dragostea lui este acolo ca să atingă oameni. Because at one point in your life you found. Pentru că la un punct în viața ta tu ai găsit dragostea lui Dumnezeu. Because think about this verse that. Gândiți-vă la acest verset. Apostle John records these words. Pe care îl spune Apostolul Ioan. He's talking about John the Baptist. Vorbește despre Ioan Botezătorul. And he records a phrase that John the Baptist used. Și pune acolo în Scriptură o frază care folosea des Ioan Botezătorul. When Jesus comes down to John the Baptist to be baptized. Când Domnul Iisus vine la Ioan Botezătorul să fie botezat. John declares, this is the Lamb of God. Acesta este Mielul lui Dumnezeu. Who takes away the sin. Care ia păcatul lui. So God's love is wide. God loves us no matter who we are. Dragostea ajunge la noi nu contează unde suntem și cine suntem. No matter where we are. Nu contează unde suntem. God loves us. Dumnezeu ne iubește. And God reached out to save us. Dumnezeu se atinge de noi și vine la noi ca să ne mântuiască. He reached out to change our lives. Vine la noi ca să schimbe viețile noastre. And he's reaching out to this village. Și va atinge pe voi în satul acesta. He's reaching out to the nearby villages and cities. Și satele din jurul dumneavoastră. He's reaching out to this country and other countries. Atinge țara aceasta și alte țări. To show his love to the world. Ca să arate dragostea lui lumii. That people can find that love. Ca oamenii să poată găsi acea dragoste. Jesus became that lamb that died for our sins. Hristos a devenit acel miel care a murit pentru păcatele noastre. It's one thing to give a phrase of I love you. E una să spui cuiva te iubesc. Because words. Pentru că cuvintele. Words sometimes can mean nothing. Pot câteodată să nu însemne chiar nimic. They are just sometimes words. Sunt doar cuvinte câteodată. But when God looks down upon us, dar când Dumnezeu privește la noi, and says, I love you, și zice, te iubesc, it's beyond words. E dincolo de cuvinte. It goes back to Jesus hanging on a cross. Merge până acolo la Domnul Iisus care a trăit pe cruce. He didn't say, I love you. El n-a zis, vă iubesc. He showed he's loved. El a arătat că ne iubește. And that's what he done for us. Și asta a făcut El pentru noi. He showed his love to us. Și a arătat dragostea lui față de noi. That Jesus died for us. Că Iisus a murit pentru noi. That he became that lamb and sacrificed his life for us. Că El a devenit mielul acela care și-a sacrificat viața lui pentru noi. Bible says there's no greater love than this that a man lay down his life for his friends. Iisus spune că nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața. That's exactly what Jesus does for you and I. Asta a făcut Iisus pentru mine și pentru viața mea. He laid down his life so we could have life. Și-a dat viața ca noi să putem avea viața. Because in reality we were, pentru că în realitate, we were condemned to die. Noi am fost condamnați la moarte. Condemned to spend eternity without God. Condamnați să petrecem veșnicia fără Dumnezeu. But while I was still a sinner, dar în timp ce eram încă păcătos, while I was still unworthy, în timp ce eram încă nevrednic, when I was unlovable, când eram de neiubit, God loved me. Dumnezeu m-a iubit. And He loved you. Și El te iubi și pe tine. While we were sinners, He died for us. Când eram noi încă păcătoși, El ne-a iubit, a murit pentru noi. He laid down His life for us. Și-a dat viața Lui pentru noi. What love! I mean, we can't comprehend that. Nu putem înțelege cu mintea noastră acea dragoste. Even in the verse that we read there, it's beyond our understanding. Beyond our knowledge. Spune că e dincolo de
noastră, dragostea lui. And I want to hear from you something this morning. Ar vrea să aud de la voastră ceva în dimineața asta. John 3:16, can they quote that? Putem să spunem împreună Ioan 3:16? Haideți. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El, nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Amin. Do we realize what you've just said? Realizăm versetul care l-a spus deja? Îl înțelegem pe deplin? God so loved the world. Dumnezeu așa de mult a iubit lumea. That He gave His only Son. Încât l-a dat pe singurul lui Fiu pentru noi. We may look in the mirror. Putem să ne uităm în oglindă. And see the face that looks back at us. Și să vedem fața care se uită înapoi la noi. And we may have the thought in our mind. Și poate că avem gândul în mintea noastră. You're not worth anything. Care zicea, păi nu prea mai meriți. You're not lovable. Nu mai ești vrednic de iubit. Nobody cares about you. Nimănui nu-i mai pasă de tine. But we have a God in heaven. Dar avem un Dumnezeu în cer. Who loves us. Care ne iubește. He loves us so much. Care ne iubește așa de mult. He gave His Son for us. A dat pe Fiul Lui pentru noi. That we don't have to die without God. Și nu mai trebuie să murim fără Dumnezeu. But we can live in God. Și putem să trăim cu Dumnezeu. What love is that? Ce dragoste e asta? God so loved us. Așa de mult ne-a iubit Dumnezeu. The Bible says that the salvation came, He came for the Jews. Biblia spune că atunci când mântuirea a venit la mine la evrei. And we know as the scripture says they rejected. Și știm că scriptura spune că ei nu l-au primit. But it says to all those that accepted Him. Dar zice cuvântul tuturor celor ce l-au primit. He becomes their Father. Le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. And we are His today. Și noi suntem al lui astăzi. We are children of God. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Aleluia. Because He loved us. Pentru că El ne-a iubit. How wide is God's love? Cât de mare dragostea lui Dumnezeu? It's wide enough to reach us. E de ajuns de mare încât să ne atingă pe fiecare. Because the Bible tells us to go into all the world and preach the gospel. Biblia ne spune, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia. To reach out to those who are lost. Să ajungă Evanghelia la cei pierduți. You know, honestly, it is hard for us to understand the love of God. E greu pentru noi de multe ori să înțelegem dragostea lui Dumnezeu. It's hard for us to fathom somebody who loves us so much. E greu să găsești pe cineva care să ne iubească așa de mult. But even if you go back to Genesis, the first couple, two, three chapters of Genesis. Dar dacă ne dăm la Geneza, la începutul Genezei acolo, în primele trei capitole. When God created the world. Când Dumnezeu a creat lumea. When God put Adam and Eve in the garden. Când Adam, Dumnezeu a pus pe Adam și Eva în grădină. When He gave them specific instructions not to eat of the fruit. Când le-a dat instrucțiuni specifice să nu mănânce din fructul oprit. And they disobeyed Him. Și ei nu l-au ascultat. God did not destroy them. Dumnezeu nu i-a distrus. Yes, He did expel them from the garden. Da, i-a dat afară din grădină. But He slaughtered an animal and clothed them. Dar Dumnezeu a omorât un animal să le facă haine. Because of His love. Datorită dragostei Lui. Yes, God destroyed the world in Noah's day. Dar Dumnezeu a distrus lumea în vremea lui Noe. Because sin had become so bad. Pentru că păcatul a devenit așa de mare. But God wanted the world to go on. Dar Dumnezeu a vrut ca lumea să continue. Because a man by the name of Noah, pentru că un om pe nume Noe, found grace in the eyes of God. A găsit har în ochii lui Dumnezeu. And God loved His creation. Și Dumnezeu a iubit creația Lui. He loves us this morning. El ne iubește în dimineața asta. We are His. Noi suntem ai Lui. So His love is wide. Așa că dragostea Lui e așa de mare. To reach everyone. Încât poate să atingă pe fiecare. And it's interesting to see throughout the world. Și interesant să vedem în toată lumea de astăzi. People of all backgrounds. Oameni din orice contexte. People from all religions. Oameni de orice religie. From all nationalities. De orice naționalitate. They're finding Jesus Christ as their Savior. Ei îl găsesc pe Domnul Iisus ca Mântuitorul lor. God is saving them and changing their lives. Dumnezeu îl mântuiește și le arată calea. And it's because He loves them. Thank God for His love. Îmi mulțumim Domnului pentru dragostea Lui. So how deep is God's love? Cât de adânc e dragostea lui Dumnezeu? We at times look around and see people around us. De multe ori ne uităm în jurul nostru și vedem oamenii din jurul nostru. And
sometimes if we're not careful, we get an attitude in our mind. Și dacă nu suntem atenți, câteodată luăm o atitudine în mintea noastră. We see somebody on the street. Vedem pe cineva pe stradă. And we almost have this attitude, they're too far gone to be saved. Nu ne gândim ăștia prea răi ca să fie mântuiți. They have sinned so bad that they can just never be saved. Așa de rău încât n-au cum să mai fie mântuiți. But God loves them. Dar Dumnezeu iubește. And God can change them. Dumnezeu poate să-i schimbe. There may be somebody in your family, you're just thinking. Poate cineva în familia ta. You may just think they're just so far gone. Poate te gândești prea departe de Dumnezeu ca să mai poată fi mântuiți. Keep praying for them. Vă îndemn să continuați să vă rugați. Keep believing God. Continuați să credeți în Dumnezeu pentru ei. Because God loves them. Pentru că Dumnezeu iubește. And God wants to change them. Și Dumnezeu vrea să-i schimbe și pe ei. God wants to make them His child. Dumnezeu vrea să-i facă pe ei copiii lui. Because there's nobody that is too far gone. Pentru că nu este nimeni care să fie prea departe de Domnul. That God's arms can't reach out and pull them in. Pe care brațele Domnului să nu poată atrage la el. Don't give up hope in God. Nu renunța la speranță. Because think about this. Pentru că gândiți-vă la asta. God's people were in bondage in Egypt. Oamenii lui Dumnezeu erau legați în Egipt. This was His chosen people. Erau o lume, erau poporul ales. God could have just written them off and said there's just no hope. Putea Dumnezeu să spună, nu mai au nicio speranță, alegați. And as you read the scripture, the people began to think that themselves. Când citesc Scriptura, vezi că oamenii au început să gândească despre ei lucrul acesta. They seemed to have felt that God had forgotten them. Se pare că credeau că Dumnezeu i-a uitat. They had been there over 400 years. Erau acolo de peste 400 de ani în robia Egiptului. And it's like God wasn't anywhere to be found. Și ca și cum Dumnezeu nu mai era niciunde să poată fi găsit. Was God going to deliver them? Trebuia Dumnezeu să-i salveze? But one day God chose Moses. Într-o zi Dumnezeu l-a ales pe Moise. On the back side of the desert. Undeva în deșert. Told him to go back to Egypt. I-a spus să ducă în Egipt. And bring my people out. Și să scoată pe popor afară. Yes, they thought they were too far. Da, au crezut că sunt prea departe de Domnul. They must have felt they were too far from God. S-au simțit prea departe de Domnul. But God knew where they were. Știau unde erau ei. God heard their prayers. Dumnezeu le-a auzit strigătele. God saw their tears. Dumnezeu le-a văzut lacrimile. And God sent the answer. Și Dumnezeu a trimis răspunsul. Well, God needs to hear our prayers. Dumnezeu vrea să audă rugăciunea noastră. God needs to see our tears. Dumnezeu vrea să vadă lacrimile. For our family. Pentru familiile. For our friends. Pentru prietenii. For our neighbors. Pentru vecinii noștri. That God will save them. Și Dumnezeu vrea să-i mântuiască. That God will make them a new creature. Și Dumnezeu vrea să-i facă făpturi noi. Just as He went to Egypt and brought His people out. Așa a venit în Egipt și a scos acest popor. He can reach down to Machaba. Poate să atingă și Machaba. And He can raise up people that need salvation. Poate să ridice oameni care au nevoie de mântuire. Because again, while we were sinners, He died for us. Pentru că eram noi încă păcătoși, El a murit pentru noi. While our family may live in sin, pentru familia noastră care trăiește în păcat. Our friends may be living in sin. Prietenii care poate trăiesc în păcat. God sees them. Dumnezeu îi vede. God knows them. Dumnezeu îi cunoaște. It's to left to us to pray for them. Și datoria noastră să ne rugăm pentru ei. And to seek God for their salvation. Și să căutăm pe Dumnezeu pentru mântuirea lor. Paul writing to the Ephesians, he makes this statement as well. Pavel scrie Efesenilor și le spune și afirmația asta. Talking about God who is rich in mercy. Vorbim despre un Dumnezeu care este bogat în bunătate. And in His great love, He loves. Și în dragostea Lui mare ne-a iubit. God is a merciful God. Dumnezeu este un Dumnezeu milostiv. And He can reach into the lowest pit. Și El poate să coboare în cea mai joasă vale. And pull us out. Și să ne ridice de acolo. And set us on a rock. Și să ne pune pe stâncă. The rock Jesus Christ. Where we can stand high. Unde putem să stăm ferm. Where we can stand in the presence unde of God. Putem sta în prezența Domnului. Where we can stand as the children. Unde putem sta ca și copiii lui Dumnezeu. It's because of His love. Și totul datorită dragostei Lui. He loves us. El ne iubește. There's a man in Scripture. E un om în Scriptură. His name was Saul of Tarsus.
Numele lui este Saulintas. Later he would declare of himself that he was the chief of sinners. Mai târziu el declară că el este cel mai mare dintre toți păcătoși. He was the worst of the worst. Și cel mai rău dintre cei mai răi. In his eyes there was no one as bad as him. Ochii lui nu era nimeni mai păcătos decât el pe lume. He was so bad that he was killing Christians. Și era așa de rău încât a ajuns să omoare creștini. Wanted to stop the message of the gospel. A vrut să oprească mesajul Evangheliei Domnului Isus. We would think that to be a very bad person. Noi ne gândim la o astfel de om ca o persoană foarte rea. He was bad. Era rău. God sitting in heaven. Dar Dumnezeul care stă în cer. Looking down. Privește jos. Saw something in Saul. A văzut ceva în Saul din Tars. Saw him as a lost soul. L-a văzut ca un suflet pierdut. And Saul proceeded to Damascus. Și din ce Saul mergea spre Damasc. On his way to arrest Christians. În drumul lui de a aresta creștini. Jesus stopped him in his path. Hristos l-a oprit chiar acolo. And changed his life. Și a schimbat viața. We know him today as the Apostle Paul. Noi cunoaștem ca și Apostolul Pavel. He wrote most of the New Testament. El a scris cea mai mare parte a Noului Testament. He preached in most of Europe. Predicat aproape în toată Europa, așa spune. He preached to the Jews. A predicat evreilor. He preached to the Gentiles. A predicat neamurilor. He stood before kings. A stat înaintea împăraților. And told about Jesus Christ. Și le-a spus despre Domnul Iisus. Can God's love reach out to a lost world? Poate dragostea lui Dumnezeu să atingă o lume pierdută? Absolutely. Cu siguranță. He saved Paul. El a salvat pe Pavel. He saved us. El ne-a salvat pe noi. He can save the sin. El poate să salveze orice păcătos. So how long is God's love? Ma cât de lungă e dragostea lui Dumnezeu? Paul writes to the church in Rome. Pavel scrie bisericii din Roma and ask what can separate us from the love of God. Și întreabă, ce ne poate separa sau despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? It seems like in his writing here, se pare că scrie lui acolo, he starts thinking about things. El începe să se gândească la lucruri. And starts writing them down. Și începe să le scrie. What can separate me from the love of God? Ce mă poate separa pe mine de dragostea lui Dumnezeu? Can tribulation? Necazul poate? How about distress? Cum ar fi descurajare? How about something they were going through at that time? How about persecution? Cum ar fi persecuția? Can that separate me from the Lord? Poate asta să mă separe de dragostea lui Dumnezeu? How about famine? Cum ar fi foamea? Nakedness. Necurăția. Peril. Necazul. How about a sword taking off our head? Cum ar fi o sabie care să ne taie cap? Can these things separate me from the love of God? Să ne separe de dragostea lui Dumnezeu? And all these, he's going, no. Nu. This can't separate me. Asta nu mă poate separa. They can persecute me. Pot să mă persecute. It's not going to separate me from God. Asta nu mă va despărți pe mine de dragostea lui Dumnezeu. And I think Paul was thinking here, even if they take my head, is that going to separate me? O să mă despartă asta de dragostea lui Dumnezeu? Absolutely not. Cu siguranță nu. God has saved us. Dumnezeu ne-a mântuit. We're living our lives for Him. Ca noi să trăim viețile noastre pentru El. We put our lives into His hands. Să ne punem viețile noastre în mâna Lui. He can keep us. Și El poate să ne păstreze. Jeremiah writes these words that God loved us with an everlasting love. Ieremia spune că Dumnezeu ne iubește cu o dragoste veșnică. Because before you were conceived in your mother's womb, tu să fii conceput în pântec cu mamei tale. God knew who you were. Dumnezeu a știut cine ești tu. And He loved you. Și Dumnezeu te-a iubit. You quoted a few minutes ago John 3:16. Mai devreme am spus împreună Ioan 3:16. The verse before that. Versetul dinaintea lui ăsta says whoever believes in him, și oricine crede în el, will not perish. Nu va pieri. But have eternal life. Și va avea viață veșnică. You today have eternal life. Voi astăzi, dragii mei, aveți viață veșnică. And
because of accepting Jesus into your heart, accepta pe Domnul Iisus în inima voastră. You may have a home, you live here. Poate ai o casă unde trăiești acum. You live there, you take care of it. Trăiești aici, ai grijă de casa ta. But that's not your eternal home. Dar nu asta e casa ta veșnică. That's just a place we live in at the asta moment. E doar un loc unde trăim pentru un moment. That's a place we live just until this life is over. E un loc unde trăim până viața asta se termină aici. The Bible tells us Jesus went back to heaven. Biblia spune că Iisus a dus la cer. And he went back to prepare a place for să us. Să pregătească un loc pentru noi. A place that is beautiful. Un loc care e frumos. A place that is eternal. Un loc care e veșnic. A place that is for you. Un loc care e pentru tine. I believe your name is above the door. Cred că numele tău este acolo pe ușă. It's yours. Iar tău. When this life is over, când viața asta se termină, and we leave this home here, și noi părăsim casa asta de aici, we're going to step up. Vom face un pas înainte. Step up into something greater, ceva mai bun, something more beautiful, ceva mai minunat, something that will not fade away, ceva care nu va pieri niciodată, something that can't burn, ceva care nu poate arde, something that can't be robbed, ceva care nu poate fi furat, something that can't be torn down, ceva care nu poate fi dărâmat. It's because of the love of God. Datorită dragostei lui Dumnezeu. He loves us. El ne-a iubit. Are you thankful for that love this morning? Sunteți mulțumitor pentru dragostea lui dimineața asta? You know, I love my wife. Eu îmi iubesc soția. I love my daughter. Îmi iubesc fetița. But my love for them can't compare for the love God has for me. Dar dragostea mea pentru ei nu se poate compara cu dragostea lui Dumnezeu pentru mine. It can't compare to the love that God has for them. Nu se poate compara cu dragostea care are Dumnezeu pentru ei. It's the same with you this morning. Și la fel cu voi în dimineața asta. God loves you. Dumnezeu vă iubește. And you found that love. Și tu ai găsit dragostea. It's not just something you've heard about. Nu e doar ceva despre care ai auzit. Yes, you've heard sermons about the love. Da, ai auzit predici despre dragostea lui Dumnezeu. But you found it. Dar ai găsit-o. It's yours. E a ta. He loves you and cares for you. El te iubește și pasă de tine. And when you're in your home doing the dishes. Și când ești acasă și speli vasele. Or you're outside working in the yard or in the garden. Sau lucrezi în curte sau în grădină. Or you're walking down the street. Sau pur și simplu mergi pe stradă. God loves you. Dumnezeu te iubește. And you feel that love. Și simți dragostea aceasta. You know God is there with you. Știi că Dumnezeu e acolo cu tine? He is our God. El este Dumnezeul nostru în această dimineață. So how wide is the așa, love of God? Cât de mare dragostea lui Dumnezeu? It's wide enough to reach us all. E de ajuns de lată să ne atingă pe fiecare dintre noi. How deep is the love? Cât de adânc e dragostea lui Dumnezeu? It's deep enough to reach the lowest sinner. De ajuns de adânc să atingă pe fiecare păcătos. And how long is his love? Cât de lungă e dragostea lui? It's long enough to hold on to us. Destul de lungă să ajungă până la noi. I encourage you to always remember. Vă încurajez astăzi întotdeauna să nu să vă amintiți. Always remember how much God cares for you. Cât de mult îi pasă Dumnezeu de voi. And remember how much God cares for those outside. Și aduceți-vă aminte cât de mult îi pasă Dumnezeu și de cei pierduți de afară. Those that are on your heart that you want to see them become Christians. Și cei care sunt în inima ta și tu vrei să-i vezi mântuiți. Don't give up on them. Nu renunța la ei. Do not stop praying for them. Nu te opri din a te ruga pentru ei. Do not stop shedding tears for them. Nu te opri din a vărsa lacrimi pentru ei. Keep praying and keep believing. Continuă să te rogi și să crezi. And watch God work. Și lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. God is able to change people's minds. Dumnezeu are putere să schimbe viețile oamenilor. Can we stand and have a prayer today? Haideți să ne ridicăm să avem un moment de rugăciune împreună. And in your prayer this morning, vedem ca rugăciunea care vă facem câteva momente. I want you first of all to thank God for His love. În primul rând vreau să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru dragostea. Just give Him thanks for His love. Mulțumește pentru că te iubește. And the people that you know that do not know Jesus. Și gândește-te la oamenii care tu îi știi și nu-L cunosc pe Iisus. I want you to pray again for them. Te îndemn astăzi să te rogi și pentru ei. That God will deal with their hearts. Ca Dumnezeu să aibă de-a face cu viața lor. That God will change them. Ca Dumnezeu să-i schimbe.